Ziua națională a României a fost marcată și în municipiul Drobeta Turnu Severin. Ceremonia organizată a început la ora 10 cu prezentarea onorului și întâmpinarea oficialităților, fiind urmate de intonarea imnului național al României, iar apoi a avut loc oficierea serviciului religios. Românii de pretutindeni sărbătoresc pe 1 decembrie Ziua Națională a României, cel mai important moment din istoria românilor. După ce anul trecut ceremoniile au fost organizate într-un cadru mult mai restrâns, iar spectatorii au lipsit, acum oamenii au avut din nou voie să urmărească parada, însă cu anumite restricții. La eveniment au participat atât autoritățile județene cât și cele locale, care împreună cu reprezentanții instituțiilor statului au depus coroane de flori în memoria eroilor români care au murit pe câmpurile de luptă. Decembrie 1918 va rămâne pentru totdeauna în istoria poporului român, drept ziua triumfului idealului național, unitatea, rostită pentru prima dată în Revoluția de la 1848 și reușită doar parțial la 1859. Marea Unire a avut loc după un lung șir de lupte, după nenumărate sacrificii umane și materiale. O zi deosebită pentru noi ca popor, pentru toți românii, dar pe care noi politicienii trebuie să sărbătorim prin faptele noastre, prin lucrurile pe care le facem pentru comunitate. Eu zic că așa spunem, sub forma asta spunem la mulți ani poporului român, sub forma aceasta ne facem datoria față de cei care au murit și au luptat să rămână această țară așa cum e astăzi. Avem obligația cu toții să ducem mai departe integralitatea teritorială a României, să ne bucurăm de traiul în această țară și să încercăm să facem pentru poporul român mult mai mult decât facem în prezent. La mulți ani România, la mulți ani români! După depunerile de coroane, manifestările s-au încheiat cu defilarea detașamentului de onoare. Yeah.
De asemenea, participanții au fost invitați la un scurt moment artistic, susținut de Orchestra Palatului Culturii Teodor Costescu, unde micii severineni au primit baloane și stegulețe. Ziua Națională a României a fost stabilită pe data de 1 decembrie, imediat după Revoluție, prin legea numărul 10 din 31 iulie 1990. Același act normativ stabilea că Ziua Națională pe 1 decembrie este și o sărbătoare publică și zi liberă pentru toți angajații.